dragă prietene, la studiul cuvântului lui Dumnezeu, pâinea pentru sufletul tău și sufletul meu. Iată-ne într-un ciclu, într-o călătorie lungă, în care am reușit, am reușit o performanță să parcurgem până acum aproape două capitole din cartea Genezei, prima carte a Scripturii, dar capitole care sunt fundamentale Aici, dacă vrei, se așează pilonii, stâlpii a tot ceea ce va fi construit deasupra acestui pod al scripturii, care începe cu Edenul fericit și se încheie cu celălalt picior de pod, cu Edenul, cu Paradisul refăcut. Iar noi ne aflăm undeva pe pod sau sub pod, depinde de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Vă să zic că. Ne aflăm în Genesa, capitolul 2. Am parcurs deja creațiunea omului. Omul a fost făcut din țărână. Am auzit cum Dumnezeu i-a spus omului, fii atent, pământul va fi testat. Ia măsuri ca să nu-l pierzi. Tu ești stăpânul acestui pământ pe care eu ți l-am dat. Și am ajuns în punctul în care, în capitolul 2 cu versetul 18, Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur. Dar la trecut am înțeles cum e cu acest nu este bine. Că nu Dumnezeu răzgândindu-se a zis, hai, am greșit. Și Dumnezeu doar face auzibil ceea ce se petece în sufletul omului. Omul trecuse tocmai pentru experiență, și anume, Dumnezeu i-a adus în fața omului toată creațiunea lui. Evident, nu pomi, nu plante. Și asta urma să-i aducă. Dar animalele și când a văzut el perechi, perechi, când a văzut el cum fiecare își are un asociat, cineva care este uh, un alter ego, un alt eu, adică în care mă pot regăsi, la un moment dat a simțit că, a simțit... Un gol, ia să citesc eu. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Și aici este momentul acelui bemol în armonia desăvârșită. Doamne, doamne, eu cu cine? Eu sunt singur. Să știi că bemolul acesta, acordul acesta minor, l-am trăit, l-am gustat. A fost minunat cât am avut părinții lângă mine, cât eram copil și mă țineam de ei. Și atunci plecau părinții la cumpărături și eram, eram singur acasă. Cred că cele mai dureroase amintiri din copilărie au fost amintirile... Singurătății, a faptului că nu mai eram cu nimeni, nu mai aparțineam cuiva. Apoi, pe măsură ce am devenit adolescent, mi-am dat seama că am gură ca să vorbesc, am ochi să primesc și să transmit, am urechi să ascult. Omul e construit pentru comunicare. Omul nu e construit, deci noi avem un aparat logomotor, se zice, adică este. Un dispozitiv care să articuleze sunete, să poată transmite mesaje. Și uite că n-am cui. Vreau să-ți povestesc o istorie nostimă. Sunt sigur că cei mai mulți din copii au trecut în, prin bibliografia lucrurilor sau cărților îndrăgite, au trecut și peste Robinson Crusoe. Acest Robin, Robinson Crusoe este un erou care, suferind naufragiu, ajunge singur pe o insulă cu ce a reușit el să strângă de pe vas și acolo pe o insulă stă singur cuc. Sigur, istoria, aventurile lui Robinson Crusoe sunt interesante, îl familiarizează pe copil cu pustia totală, cu singurătatea, cu dialogul omului cu sine, care spunește monolog, că eu vorbesc, vorbesc cu mine, deci dialog, că eu îmi și răspund. Și în cele din urmă, Robinson găsește un băștinaș, de de un băștinaș alergat de ceilalți, pe care îl găsește într-o zi de vineri și îi pune numele vineri, și așa mai departe. Istoria este Plăcută este interesantă nu doar pentru că îți descrie un alt cadru, un cadru exotic, ci este interesantă pentru că descrie o experiență pe care omul nu o are aici ca atare, dar o trăiește adesea fiind ca Robinson Crusoe pe o insulă. Știi că Robinson Crusoe este un personaj fictiv. Ei, să știi că n-a fost fictiv. Uite, -te, îți arăt din avion o priveliște. Se află în Oceanul Pacific, de-a lungul coastelor ciliene. Se numește insula Massa Tierra. E o insulă pe care au găsit-o spaniolii care au ocolit prin stântoarea Magellan, țara de foc, și au urcat în sus în căutarea de aur, aur. Și acest Massa Tierra era un, o insulă. Fără cine știe ce bogății, fără măcar izvoare prea bogate ca să alimenteze, nu era prea vizitată. Cert este că, și acum vine o istorie, în 1704 până în 1709, aici a locuit singur cuc, un bărbat, un scoțian pe nume Alexander Selkirk. Povestea e următoare. Aici e cartea în care, în cele din urmă, apare povestea narațiunea completă. Inițial a fost scrisă de uh, unul Richard Steele. Uh, dar în cele din urmă uh, în cele din urmă a luat o Daniel Defoe și a scris istoria lui Robinson Crusoe. Ei bine, care este istoria pentru cei mici care poate acum ascultă, vreau să le o spun. În 1704 un matelot tânăr de 28 de ani, priceput, isteț, văzând cum capitanul este atât de tolomac, adică atât de îngust și incapabil să conducă, erau cât pe aici să se zdrobească, a spus eu, cu ăsta nu mai merg mai departe. Au trecut prin furtună, au trecut pe lângă, pe lângă moarte și au scăpat prin minune, sigur, cu avarii la vas și au spus, stop, uite o insulă, lasă-mă aici, nu mai merg nu mai merge, nu mai merg. Dăm un butoi de pulbere, de pușcă, praf de pușcă, dăm un butoi așcuapă, dăm niște mâncare, rom, marinerii beau, așa, și lasă-mă pe insulă. Singur, singur. Se spune că în momentul în care vasul s-a depărtat, ah, nu vreau, nu vreau singur. E, nu l-a mai auzit nimeni și a rămas pe insulă. Fii atent, pe insulă n-a găsit pe vineri. Nu era niciun băștinaș, erau doar câteva animale aduse de spanioli care s-au înmulțit și au creat un, un paradis sălbatic, și acolo singur patru ani de zile Alexander Selker a stat pe insulă și știi ce s-a întâmplat cu el? A încetat să mai fie om și a devenit filosof. Adică omul care vorbește cu sine spune că atunci când l-au găsit un vas englez, a trecut din întâmplare pe lângă insulă, curios, ciudat, este că fostul capitan de care a vrut să fugă era chiar la timonă, timonă acestui vas. Probabil că fusese degradat și a devenit un marinar. Și interesant că poate acesta a îndrumat. Au zis, iată ce pe lângă insula asta, mai trește oare nebunul ăla? Când l-au găsit, sigur a făcut semne, când l-au găsit, era o arătare din alte lumi și care nu mai știa să vorbească. Pentru că nu mai vorbea cu nimeni, dar el vorbea cu sine. Se spune că în cele din urmă a slujit ca marinar o vreme, apoi s-a retras undeva în Scoția, în singurătate. A învățat acolo o lecție ciudată. El nu mai era om, spuneam. Chiar dacă ești filozof, istoria singurătății l-a marcat într-atât încât l-a dezechilibrat pentru restul vieții. Când treci prin Scoția, vei vedea o statuie undeva care preamărește istoria unui Robinson Crusoe adevărat. Ei bine, de ce oare singurătatea nu ți se potrivește? De ce când ești singur simți că e pustiu? Acum, uite-te, eu sunt un tip sanguin, așa spune catalogul temperamentelor. Sunt un tip pasionat, comunicativ, îmi place societatea, sigur. Am și momentele mele de liniște, spune scriptura, când te rogi, intră în cămăruța ta, încuie ușa după tine, fii singur cu Dumnezeu. Cine nu are timpul singurătății, cine nu cunoaște dimensiunea și nu apreciază dimensiunea de a fi singur, acela nici în societate nu va fi puternic. Va fi tot timpul un un uh, psihodependent, un emotiv care depinde de oameni. Dacă nu se uită oamenii la mine, sunt trist. Omul însă e făcut, e croit, cu o gură, cu doi ochi, cu două urechi, ca să intre în relație, în comunicare cu oameni. Și acesta se numește homo socius, adică omul social. Iar motivul, textul, pretextul acestui text, este că e un principiu în noi, în inima noastră. Principiul acesta se numește dragoste, iubire. Iubirea cere un complement direct. Trebuie eu pe cineva să iubesc. Dacă nu sunt cu cineva, eu sunt, eu sunt ca o pasăre cu o singură aripă care nu poate să zboare. Și atunci când omul a ajuns în sfârșit să descopere nevoia după cineva. Faptul că singur nu merge. Dumnezeu a vorbit. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Fii atent, potrivit. Omul până atunci avea societatea îngerilor. Erau ființe zburătoare, frumoase, care vorbea, ce face Adam? Uite, mă joc și eu cu țărâna lucrez la niște plante, da, frumos, dar îngerii nu dau cu sapa. Nu erau din lumea lui, erau superiori lui. Avea în același timp un univers animal, be, be, oaia, hau, 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 câinele, cuțu, cuțu, da, nu sunt ca mine, sunt inferiori mie, mă bucur să mă joc cu ei, dar eu cu cine comunic? Și atunci a apărut, s-a conturat nevoia unui ajutor corespunzător, nu mai sus, nici mai jos, ci egal cu el. Să vezi un lucru. Ți-a mai spus în taină că de nou luni și câteva zile eu trăiesc un nou, un nou statut de bunic. Și este un agâț de fetiță, este o scumpete de fată, toți nepoții, toate nepoatele sunt cele mai scumpe. Nu există, oricum ar fi cea mai scumpă. Dar, sigur, a deschis ochii asupra părinților și asupra bunicilor. Noi stăm toți împreună într-o grămadă fericită, să zic așa. Împreună. Și a deschis ochii asupra noastră. Și să vezi ce s-a întâmplat. Într-o zi, a venit la noi un alt năgâț, un o fetiță băiețel ce era, domnule, n-am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Aici mama, aici tata, aici bunicu, aici bunica și fetița a dat la o parte pe toți. Nu, nu! Și s-a dus la el să-l strângă în brațe. Și atunci am înțeles ce însemnează să găsești societatea celor asemeni ție. Cei care sunt de nivelul tău, există o, o bucurie irezistibilă a copilului să găsească pe cineva ca el. Și să știi că această criză, în mod special, va veni la vârsta adolescenței, când uh, se va simți frustrat să mai stea acasă și atunci va dori să, să găsească pe cei ca el, cu care poate vorbi strângărește, cu care să facă năzbâti împreună și cât de important este ca acest moment să fie, să fie dozat înțelept de părinte. Va să zică, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și aici intervine evenimentul, ajutor. Oare ce înseamnă ajutor? Oare ajutorul acesta care va apare, va apărea la un moment dat, în ce statut apare? Pe ce platformă ajutor? Primul sens al cuvântului ajutor este înjositor, degradant. Hei, froso! Zice că frosa este femeia. Ia șterge tu aici. Ia schimbăm apa. Bun. Ia acum a... pune cărțile în ordine. Și frosa zice, da, să rămână coane, să coane. Și șterge și face. Oare a fost sau va fi creată Eva ca o frosă din caragiale, Oare va fi ca uh, unul, un uh, executant care să trăiți, ascultă și face tot ce este stăpânul? Eu sunt nemulțumit cu acest sens al cuvântului ajutor. Cunosc un altul care este mai frumos. Și anume, se numește Ajutorul Mămico, ce e? nu știu cum se rezolvă problema. Și vine mama, se apleacă peste caiet și spune, măi, mitică sau lenuța, ia înce uite te la, la paranteza a doua, ia vezi ce semn e, păi e plus. Și cum se rezolvă, observi, ce înseamnă un ajutor. Un ajutor este ceva, cineva care te ajută acolo unde tu ai dat de bucluc, când nu mai știi încotro, când ești la fundătură, când ai ajuns la limită. Un ajutor potrivit, ca să fim echilibrați, însemnează ambele. Și mă uit cât, cât echilibru, cât balans există în rolul unui ajutor. Și, și. Unor trebuie să-l susții de jos, altor trebuie să-l ridici în sus. Omul nu e o ființă care să aibă nevoie doar de rob și roabe. Omul este o făptură în devenire. Și fii atent ce spun. Te pregătesc de acum de o descoperire uluitoare. Și anume, omul va descoperi în soția lui un ajutor superior din multe puncte de vedere. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul care mi l-a dat mie și care să nu mă audă nimeni. E mai bun, mai înțelept ca mine. Hai să citim mai departe. Geneza 2 cu 21. Și atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Auzi, continuă versetul 22: Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Ei Hai să te întreb un lucru. Pe om va să zic că l-a făcut din țărâna pământului. De ce l a făcut și pe Eva tot din țărâna pământului? Măcar să vadă și Adam, e, uite așa mai făcut? De ce a ales Dumnezeu a tot înțeleptul să-l doarmă să ia din coastă și din trupul lui să creeze? Dacă ar fi fost din țărână, bagă de seamă ce urmează. 1. Ar fi fost o ființă distinctă de el, o altceva. N-ar fi fost dintr-unul o singură familie. Ar fi fost doi, cu începuturi diferite, poate cu uh, naturi, cu constituții diferite. Ori acest lucru nu era în planul lui. El a vrut ca să fie Pământul nu două partide care fac o alianță, ci să fie un singur izvor, un singur originator din care să trăiască familia și tot neamul pământesc în așa fel încât eu care vorbesc din coace de cameră și tu care tu ești dincolo de sticle, noi să fim frați. Tu îți dai seama ce înseamnă asta? Adică noi de fapt suntem dintr-o familie, chiar dacă nu ne cunoaștem, chiar dacă suntem străini. Punctul 2. Dacă ar fi fost dintr-o altă țărână, N-ar fi avut o legătură naturală. Și consecința, punctul 3, n-ar fi existat o comunicanță, o relație intimă între ei. Este uimitor că uh, unii frați gemeni își pot dona un organ sau unii frați un organ fratelui lor, pentru că au o sumedenie de, de structuri genetice asemenea sau identice la gemenii homozigoți, homo există uh, chiar asemănare extrem de mare genetică, încât pot împrumuta nu doar sângele, nu, dar organ, un rinichi, poate altceva. Ori acum Dumnezeu are un plan ca cei doi să fie una și din, din însuși Adam să se nască ajutorul potrivit, în așa fel încât niciodată Adam să nu poată spune, cum va zice el, să nu spună femeia care mi-ai dat-o tu, care ai făcut-o tu, și să se recunoască că el e acolo, cam amândoi sunt un singur trup. Oricât de ciudat este, când se întâmplă evenimentul căsătorie, cei doi devin cu adevărat un singur trup. Și de ce coastă? Unii și-au pus întrebarea, de ce o coastă era atât de complicat, mai ușor îi lua, de exemplu, peroneul sau cubitus, ulna, o parte din oasele antebrațului, era mai ușor, pune la loc. De deci ce o coastă? E, aici este o învățătură. Dacă ar fi luat o bucată din deget nu? și ar fi rămas cu un, o falangă lipsă, Eva ar fi fost destinată să fie sclava. Du-te, fă și fă. Hai, fă. O slugă care n are alt sens decât să facă. Dacă ar fi luat o bucată din picior, știu o istorie cu Dunitra, ți spun foarte pe scurt, era un nene bătrân pe care îl vizitam uneori, era un gras, era voinic, și când venea mi a zicea, Dunitru! Și el zicea, da, Dunitre. Și zicea, ia, adu tare! Da, Dunitre! Și ea, tipi, 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 venea înapoi, aducea, totdeauna slujă. era piciorul lui. Eu nu știu cât de mântuit va fi el, de ea sunt sigur că e mântuită. Pentru că atâta lepătare de sine, atâta smerenie, ea era doar piciorul lui. Dacă ar fi luat o bucată din craniu, ar fi însemnat că ea va comanda peste, peste Adam și va spune, ascultă băi! Iar el, da, iubito, știu, o poantă. Uh, mh, nu știu cât de reală este, s-ar putea să fie în unele cazuri adevărate. Spunea un bărbat, eu în casa mea totdeauna am ultimul cuvânt, da, iubito. Cum zici tu, iubito? Da, iubito. Și cu ultimul cuvânt. Nu cred că e o relație normală. Nici din mână, o bucată nici din picior, nici din cap. Ci, și acum vine, Dumnezeu a luat o bucată din zona care o crotește inima. Eva, tu ești chemată să-l ocrotești. Ești chemată să fii una cu el cel mai aproape de Sufletul lui. Lecția e clară. Dumnezeu a creat un ajutor atât de potrivit încât se va mula. Vor fi, cei doi vor fi una. Și în momentul când Eva stătea cu ochii deschiși, contemplând frumusețea paradisului, Adam se trezește. Ah! O vede pe ea. Și omul a zis, Iată, în sfârșit, fiți atenți, în sfârșit însemna că a fost o așteptare, chiar dacă în scurt timp, dar extrem de intensă, care a creat necesitatea. Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. O ultimă imagine semnificativă, el, iș, bărbat. Ea se va numi Ișa, adică bărbată, am feminizat numele, tot așa cum apare în vir în latinește, în vulgata, virago și cum apare în greacă, în simacus, este o a treia, și anume aner, andros, iar ea se numește andris. Cei doi se regăsesc până și în nume, până și în constituție os din oasele mele, carne din carnea mea trebuie să mă opresc aici. Dar mă opresc cu o întrebare. Femeie, soțul tău? Bărbate, nevasta ta? Sunteți voi doi una? Gândiți la fel, chiar dacă aveți puncte de vedere diferite, dar iubirea vă leagă, vă împletește. Sunteți voi cu adevărat una? Ceea ce vor vedea copiii la tine, vor experimenta și ei. Ferice de cei care recunosc în fiecare zi, iată, carne din carnea mea și os din oasele mele. Este o taină pe care o putem trăi, pe care îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit-o și mie, iar viața mea pe pământ, atât timp cât este după cuvânt, atât timp cât își găsește rezonanța aici, este autentică și fericită. Fericire! pe care ți o doresc și ție. La revedere. Te-am așteptat la întâlnire, dragă prietene, în jurul subiectului cel mai important, aș spune, care privește viața noastră ca individ și ca societate, și în același timp cel mai marginalizat, cel mai trecut în uh, sfera lucrurilor neurgente și neimportante. Și îmi pare bine că ai venit la întâlnire după zile de așteptare, am lângă mine cartea. Când zic cartea, spun cu majusculă și se referă la Sfânta Scriptură. Apropo, am uitat să te întreb, tu o ai? Dacă nu ai, fă o rost și caută să faci din ea prietenul tău, sfetnicul tău sau în metafora pe care o avem pe ecran, pâinea ta pe care o să o mănânci și azi, și mâine, și totdeauna. Suntem, dragul meu, la capitolul 2 din Genesa, și anume un capitol fundamental care așează temelia pentru multe din platformele de adevăr care urmează. Practic, Geneza este cartea originilor, cartea începuturilor și este atât de important ca fiecare stâlp, așa cum fac cei de la NASA, fiecare șurub, fiecare picior de pod sau, știu eu, linie de, de forță, de susținere a unei arcade să fie bine examinată. Toate acestea, luate la oaltă, să devină niște puncte fixe de unde să răsară principiile care să orienteze, să călăuzească viața ta. Nu întâmplător, emisiunea se numește Pâinea cea de toate zilele, pentru că au găsit cercetătorii că în bobul de grâu există aproape, aproape bobul de grâu integral, aproape toate substanțele nutritive. Am avut prieteni care au făcut pușcăria de două ori. Pentru faptul că au vrut să asculte de Dumnezeu. N-au furat, n-au mințit, au vrut doar să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu în armată. De exemplu, erau non-combatanți. Au spus, noi vrem să slujim, vrem, iubim țara, dar nu ne pune să tăgem cu pușca, pentru că nu putem să omorâm nici pe dușman. Scriptura spune să iubești pe vrăjmaș. Și oamenii aceștia au făcut pușcăria de două ori. Îi cunosc, sunt prietenii mei. Și ei spuneau, am experimentat ani de zile că cu pâine neagră în pușcărie, doar pâine neagră, nimic altceva, pâine și apă, nu supă, nu ceai, nu zahăr, nu nimic, nu gem. Pâine se poate trăi, se poate munci și se poate trăi sănătos. Se fac și acolo unele teste, unele încercări, ca să vadă dacă sănătatea deținuților nu e în declin, pentru că și acolo sunt niște norme. Ei bine, Scriptura este ca și pâinea și dacă noi punem acum și examinăm în detaliu capitolul 1, 2, 3, capitolul de, de bază din Geneză, ne luăm timp tocmai ca din ele să poată izvorâ niște principii verificate pe care să le și cunoaștem și dacă e nevoie să le putem și explica sau tălmăci. Suntem, spuneam, la Geneza capitolul 2. Și vreau să citesc de la versetul 18. Citește, te rog, cu mine. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Ți-amintești deja de câtva timp? Discutăm despre creațiunea omului, creerea omului din țărână, despre încredințarea grădinii în uh, monitorizarea, supervizarea lui. Și acum, la un moment dat, după ce Dumnezeu i-a dusese înainte toate animalele, două câte două, omul a descoperit că e, e singur. Și Dumnezeu rostește sonor exact golul din sufletul lui. Data trecută am discutat destul de mult despre necesitatea familiei ca să să descoperim că, de fapt, în momentul în care a apărut nevoia, Dumnezeu a intenționat să producă dintr-unul, nu din țărână suplimentară, ca să fie două origini, două obârșii, cum este Oltul și Mureșul. Sunt două râuri din doi, chiar dacă e același munte, dar din două izvoare, din două surse diferite și au identitate diferită și merg diferit. Să fie dintr-un singur trup, să fie dintr-o singură unitate, să constituie o sămânță, un singur ADN. Ei bine, planul lui Dumnezeu a fost ca să fie dintr-un trup bărbat și femeie. Și de atunci, să vorbesc despre mine, nu-mi place, pentru că sunt un om păcătos. Dar experiența ta, experiența mea, este singura care îmi legitimează o înțelegere. Care îmi dă un temei să cred ceva. Vreau să spun că, din, din adolescență, când am devenit conștient că nu sunt fetiță și zbăiețel, deci, când sunt conștient că uh, am o anumită relație specială față de un gen, am nutrit. Eu sunt și un om emoțional, sunt, uh, n-aș spune, psihodependent sau afectivodependent, adică să, să mă leg de, de oameni, dar totuși, mai ales în adolescență, ești foarte însetat, higrofil așa, uh, uscat după, după să-ți găsești un partener un alter ego și oricât ori, de câte ori privesc, sau privești sau căutai sau va căuta un tânăr, va căuta să se descopere pe sine idealurile lui ca, ca unul care se uită în oglindă, chiar dacă nu este aceeași trăsătură, dar eu sunt dincolo această nevoie a regăsirii a fost exploatată de filozofi. Unul despre care vom mai vorbi și astăzi, îi spun Nenea Platon, este ucenicul lui Socrate, cândva prin 380 înainte de Hristos, el a scos mitul sau legenda unui joc al zeilor care au rupt pe om în două și acum, bărbatul și femeia sunt două jumătăți, și fiecare se strofoacă, se străduiește să-și găsească jumătatea. Eu nu cred.